Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Vreau de câteva zile să fac, dar sunt așa prinsă, știți voi, în multe renovări. Muncă, proiecte și acest canal. Pentru cei care nu știți, o să încep etalările pe zodii cu zodia Scorpionului, care este sărbătorită și este vedetă în această perioadă. Dar haideți să vedem că tot vorbim de Scorpion. Pentru cei care știți o lecuță de astrologie, Scorpionul reprezintă printre foarte multe și energia noastră sexuală. Într-o anumită formă. Este guvernat de Pluto, de Marte, Marte care este foarte sexual, Pluto care este foarte intens. Așadar, haideți să vedem în această perioadă energia dintre voi, energia intimă, dragostea, pasiunea, atracția, pofta carnală, eventual, dintre voi și o anumită persoană. Mi-a plăcut ideea asta de degrade, chiar dacă nu sunt toate florile reale. Unele au fost, altele n-au fost niciodată, dar mi-au plăcut cum dau unul lângă celălalt. Aveți de ales între unul, un trandafir foarte închis la culoare, dar, ia uitați-l, dar uscat, un trandafir real roșu intens, are tulpină, o să o pun în apă la un moment dat, și acesta care, dacă nu știți, are beculeț, are sclipici, are ceva, fâlfâie ceva în el, fâlfâie, fâlfâie. Așadar, stați să vă mai pun încă o dată. Da, aveți de ales. Între, stai cu mișel, asta nu vrea să stea. 1, 2 și 3. Între timp, până alegeți, vreau să spun că vreau să mi-am schimbat un pic. Aveam niște bețișoare aromatizante pentru interior și le-am schimbat poziția și la un moment dat era să dau acest văl la o parte, cât pe ce să se întâmple un incident. Și cred că la nivel colectiv, că toți suntem în acest culoar între două eclipse și în zodia Scorpionului, care de obicei ține secrete, care de obicei ascunde energii, pofte, emoții, atracții intense, le ascunde. Faptul că era cât pe ce să dau acest văl jos, cred că unii dintre voi, dintre noi, vom trăi evenimente turn neașteptate, vești neașteptate, care vor dezvălui niște lucruri. Eventual, atracția dintre voi și cineva. Însă, haideți să vedem. V-a spus, da? La fiecare floare aveți un set de cărți. Și normal, folosim și cărți normale. La unele cărți, la unele numere, au venit niște mesaje deja, în timp ce am amestecat setul de cărți. Ia să pun alte florici, frunzulița. Îl spun în apă, da? Până una alta. Și haideți să vorbim despre primul număr. Cei care ați ales mi-aduc aminte în timp ce am amestecat că, adică în preetalare, asta cred că de la bețișorul ăla, da. În preetalare a apărut 9 de băte. Experimentați sau ați experimentat niște blocaje. Poate din cauza acestor blocaje, pasiunea, într-o anumită formă, a rămas nematerializată, s-a uscat. Sau poate că nu s-a uscat, dar nu se poate. În forma inițială nu s-a putut manifesta, cu alte cuvinte, că tot vorbim de zodia Scorpionului, de această energie, nu de zodie, musai, ceva a trebuit să moară ca să renască. Interesant că setul s-a oprit la Marele Preot. Aveți de învățat. Posibil unii dintre voi ați fost abandonați din cauza că cealaltă persoană era căsătorită sau din cauza unor reguli de familie, nu știu cât principii, cât mai degrabă reguli, religii, culturi prea stricte și ați fost părăsit și ați experimentat un sentiment de mare durere. Ne-a zis că lucrurile s-au uscat, au fost blocate. Posibil unii dintre voi, cel puțin unul dintre cei doi, sunteți profesor într-o anumită formă. Unul posibil să fie profesor spiritual, celălalt să fie alt tip de profesor. Sau pur și simplu, sunteți două tipologii de pedagogi, de profesori. Și în viața reală, și în 3D, dar și la nivel spiritual, aveți să vă învățați niște lucruri. În această dragoste trebuie să învățați niște lucruri. Înainte de a folosi acest set de cărți, hai să vedem totuși energia. Ia uite unde s-a oprit avortul. Dar am zis, ia uitați, exact culoarea acestui trandafir.
vulturul, energii negative, gânduri negative, elemente aer, gemeni, balanță, vărsător, într-o anumită formă, nu trebuie să fie zodia, poate să fie ascendentul, poate să fie mercur, poate să fie un anumit tranzit sau un anumit aspect planetar. Semne de apă, de aer, probabil că și apă, dar în special de aer, care influențează povestea voastră, cum? Într-un mod negativ. Dar, da, calm, afectează sentimentul de libertate, dar ce interesant, această libertate este o libertate asumată, deși bucuria a fost, 9 de cupe, sentimentul de miracol. Când v-ați întâlnit, când ați stat împreună, gândurile negre ale unuia dintre voi, în mod special, au afectat acest miracol, această binecuvântare, această bucurie și acest sentiment de libertate care trebuia să fie asumată. Nu e un libertinaj, este libertate pentru că este un soi de rege de monede acest cal. Hai să vedem energia voastră. Hai să vedem energia lor, ei față de voi. Puteți să și inversați. Ei față de voi o dată, de două ori, de trei ori. Oh, ei față de voi. Interesant. Cum vă văd? Ia uitați, că poate să amestec. Cum vă văd? Unicorni. Probabil că visează foarte mult la voi cu acest... Evident că vise erotice, vorbim de vise erotice. Chiar dacă... ceva s-a întâmplat, voi știți, pentru că apare și fluturile care reprezintă transformare necesară, un potențial excepțional a fost. Ori voi ați reprezentat în viața lor, ori ei în viața voastră, depinde unde sunteți, unde vă simțiți. Interesant că ambele cărți reprezintă simbolul eterului, al cincilea element, alături, uite, alt simbol al eterului, dar e chakra a doua, sexualității, o sexualitate sacră. Unul dintre voi trebuia să învețe că sexualitatea nu este doar poftă, nu este doar obsesie carnală, este mult mai mult. Scuzați-mă, mă bâlbâi, probabil că a fost și o problemă de comunicare, clar. Unul dintre voi trebuia să învețe să-și deschidă sufletul, e chakra a patra, da? Și prin această atracție care a existat sau există între voi să vadă, e un ochi interesant la nivelul chakrei a doua, să vadă lucrurile altfel, să vadă că se poate transforma. Din ce? Din larvă în fluture, dintr-un personaj care se târăște în dragoste, poftește, da? Îi curg, salivează, da? Într-un personaj care folosește această energie, chakra a doua, a patra, a șasea, crește kundalini, da? Folosește această energie într-un mod unic, creativ. Probabil că așa vă văd ei, poate că au motive. Hai să vedem și cum îi vedeți voi. Unul altul. O dată, de două ori, de trei ori. Puteți să schimbați pozițiile. Interesant, regina de aer sau uliul. Îi vedeți foarte detașați. Poate prea detașați. Unul dintre voi este interesant că ambele sunt vibrații foarte înalte, dar după cum știți, regina este a 13-a carte în elementele de aer. Regina, fiind numărul 13, reprezintă și moarte și renaștere, apropo de transformare. Ego, orgoliu. Ia uite, regina de foc, transformarea acestei atracții în și ego. Două cărți care reprezintă ego, iar element al cincilea element, eterul, chakra a treia. Aici este o problemă, probabil nu au fost aliniate chakrele la nivel personal și în cuplu și ceva s-a întâmplat. Unul dintre voi, depinde unde vă regăsiți, este out of space, este din alte, știu că o să vă deranjeze pe unii care sunteți mai realiști, dacă sunteți realiști, nu știu de ce ascultați asta rot, care sunteți veniți din alte spații.
pentru a arăta lumii și contactelor pe care le aveți alte posibilități. A învăța, apropo de Marele Preot, să vadă altfel lucrurile, energia dintre voi. Unul încearcă să se detașeze, altul visează încă. Dar, am zis. Energia. Am vorbit foarte mult deja la voi. Marele preot, nu Marele preot, de ce fi zis Marele preot? Nu, spânzuratul invers a venit. Invers. Teoretic ar trebui să fie o detașare. Deja, da. Voi deja vedeți lucrurile altfel. Șase de cupe, trei de cupe, șapte de cupe. Am zis că probabil, ei visează. Ei visează, țin încă la niște convenții, deși această dragoste îi atrage în continuare. Această prezența voastră fizică îi atrage. Visează la voi, visează când vă veți, poate vă veți întâlni, poate vă veți împăca. Unul dintre voi visează, celălalt s-a detașat. Probabil că nu întâmplător a apărut spânzuratul care până acum a stat legat în această poveste. Unul dintre voi s-a detașat deja. Odată, de două ori, energia intimă dintre voi, de trei ori. Opt de pute. Împăratul extraordinar. Și 4 de bâte, wow! 2 de 4 și un 8. 8 care reprezintă casa 8 a sexualității. Ia uite și regina de bâte, dacă ar fi să mă uit în continuare. Și niște minciunele. O atracție. Regina de bâte este tentația. Tentația în afara casei. Pentru unii dintre voi, cum am zis mai devreme, să fi fost o tentație în afara casei sau în afara sistemului de gândire al uneia, dorinței de control al uneia dintre voi, energie masculină, în mod special cumpăratul, da? Care vrea să facă lucrurile doar, sau să manifeste lucrurile doar conform regulilor sale. Minciuni, fugă de acasă pentru o aventură, deși e regina de bâte, nu e aventură, dar este o tentație, este magia, este atracția aia obsedantă, obsesivă. Iar bâte, 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 foc, foc, foc. Atâta foc că s-a și pârjolit tot în jur. Valetul de bâte. Da. Ați fost părăsiți din cauza unor alte persoane cu 6 de bâte. Și 5 de, cu 6 de monede și 5 de monede. Și cel care este în vibrație înaltă a învățat să se vindece, să se echilibreze, să comunice cu îngerii, să vadă lucrurile altfel, ca pe o lecție. Celălalt încă, am senzația că mai speră. Energia intimă dintre voi. Posibil unii dintre voi cu 4 de bâte și împăratul să fiți flăcări gemene. Dar asta nu înseamnă, nu vă garantează nici fericirea, nici nimic. E o poveste foarte nesuferită, să zic. Nesuferită, da, e grea. 8 de bâte. Săgețile lui Cupidon. Poate că la un moment dat ați comunicat într-un mod atât de pasional încât ați zăpăcit și acest împărat. Mai ales cei care aveți această vibrație de unicorn, da? Sunt săgeți care vin din aer, circulă prin aer, prin nori, prin cerul înalt, iar te-ai cufundat în cerul și nori și cum era? De nu mai uita în calte sufletul vieții mele. Floarea albastră era Eminescu. Unul are tendința să fie mai visător. Iar aspecte între berbec, leu, săgetător. Însă, energie masculină central, doritoare de a păstra controlul, de a avea controlul, de a vă avea energie masculină. Chiar dacă au o casă, își doresc să iasă în afara casei, dacă nu cumva s-a întâmplat.
Și își doresc în continuare. Dacă că am văzut 6 de cupe, 3 de cupe. Dacă v-ar întâlni și ar mai dori încă o ieșire în afara casei. Dacă. Hai să și clarificăm totuși. 8 de bâte. Posibil celălalt care are parte de o altă viziune unică să plece într-o altă direcție. Posibil iar distanța dintre voi să afecteze povestea, dar nu doar distanța, nu doar casa, poate și căsătoria, poate este casa fizică a uneia dintre voi, cât mai ales cel mai important vă influențează dorința de control a energiei masculine. Da, și-ar exprima pofta fizică, dar sub această poftă rămâne o armură. Emoțional nu se deschide. Veți auzi niște vești eventual care confirmă Cavalerul de Spade și 8 de Bâte niște vești despre acest personaj eventual unii dintre voi. Clarificăm 8 de Bâte. 8 de Bâte. Ia uite, îndrăgostiți. Ați avut posibilitatea, aveți posibilitatea să alegeți. Ori stați blocați, 8 de spade, ori manifestați fericire. Unul dintre voi, repet, a rămas blocat visând la această dragoste, celălalt ca fiind ideală. Ia uite, separare, separare. Este o separare care a adus multe lacrimi, multă durere, dar necesară. Ca să învățați, eventual să învățați să alegeți, pentru că nu puteți să fiți a cincea roată de la mașină, nu? Împăratul, te rog frumos, eventual. Sau să vă manifestați conform regulilor lor. Poate să reguli religioase, culturale sau pur și simplu. În neamul nostru, în familia noastră nu se face cu tare lucru. Asta e. Împăratul. Ia uite că a și venit. Ia uite, 9 de cupe invers. Cred că acest împărat mai are tendința să bea. Nu vrea nici... Ia uitați. Iar cu mâinile blocând chakra inimii, cum am zis mai devreme, trebuia să-și deschidă sufletul, dar emoțional este blocat. Și 9 de cupe invers merge către 8 de cupe. Am zis, unul dintre voi a plecat către alte orizonturi. Către alte energinate. Acest împărat are tendința să bea sau să petreacă. Ia uite, justiția. Poate să fie și balanță, neapărat berbec, taur. Am zis semne de foc, gemeni apare ca și energie, poate să fie și ascendent, balanță. Dar justiția, căsătoria, puterea, lupta în căsătorie, lupta cu, eu știu, ce acolo, cu poftele lor, lupta cu poftele lor, aici este. Și dorința de a fi politically corect, dar imposibil să se manifeste așa. 4 de bâte. E supărat dacă unul dintre voi a înțeles că e complicată povestea și deja vede lucrurile din alte perspective mai înalte și și-a luat zborul, celălalt a rămas fixat, aș spune. E fixat. Și, probabil, ia uite, se simte, suferă. În timp ce am vorbit, apare 10 de spade. Suferă. 4 de bâte. 4 de bâte. 4 de bâte. Energia intimă dintre voi în această perioadă. Ia uite ce a sărit asta. Ia uite. Valetul de cupe. Poate să fie și un copil acolo care acasă să nu permită acestui împărat să se deschidă. Poate. Dar iar apare casa, tradiția, marele preot, versus un nou început sau abandonul. Știu, sunt conștienți că ar trebui să-și ceară scuze, pentru că s-au simțit bine lângă voi, pentru că ați fost în energie, vă completați, iar o altă variantă. Știu că ar trebui să exprime măcar un pic
din emoțiile pe care le simt, măcar un pic din pasiunea și bucuria pe care o simt în preajma voastră, dar rămâne nemanifestat acest nou început, acest dar, această apreciere, această emoție. Hai să vedem, din punct de vedere sexual, că asta ne interesează. Energia dintre voi și ei. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, justiția. Și aici este casa 8-a. Puteți să le echilibrați energiile sexuale, pentru că unul dintre voi, repet, venea cu o vibrație mai înaltă, celălalt învăța să renunțe la control și să folosească această energie sexuală într-un mod mult mai înalt. Avem aspecte de flăcări gemene, dar nu obligatoriu. Valetul de monede. Da, ia uitați cum stă în spate. Energia masculină tot în spate ar vrea să exprime doar o părticică, vedeți cupa aceasta, doar o părticică din emoțiile pe care le au. Le este frică, de fapt le este frică să aibă emoții, preferă să se exprime mai degrabă fizic. Interesant că în această carte apar trei cupe, toate diferite. Și totuși, eu așa le pot toate diferite, ia uite, 8 de cupe, am zis 8 de cupe, extraordinar, exact pe 9 de cupe invers, mai nu se poate, 8 de cupe. Din cauza acestei dorințe de control și asul de spade. Din cauza acestei dorințe, uitați, că e îmbrăcat în ea și parcă și seamănă, nu? Tot, nu știu dacă e musa și atent, dar e o asemănare. Asta îmi confirmă că vorbesc despre același personaj. Nu contează bărbat, femeie, ce este, da? Acest personaj, tot îmbrăcat în roșu, a vrut să forțeze, în ce sens să forțeze? Să-și impună stilul. Și poate nu doar din punct de vedere fizic, și în relații, că avem totuși 4 de bâte și îndrăgostiții, ambele cărți vorbesc despre relații. Până la urmă aici nu este vorba doar de o aventură în afara casei, doar de o aventură în afara sistemului de gândire a cuiva, că poate nu e pentru toată lumea în afara casei, a sistemului de gândire a cuiva. Nu este doar poftă fizică, așa cum a crezut acest și crede în continuare acest personaj, ci sunt și emoții. Dar pe care le-ar arăta, ar prefera să vă vadă pe voi în extaz, să vă vadă pe voi, doamnelor, eventual energiilor feminine, cum vă exprimați emoțional, cum renunțați la orice reținere, la orice armură, dar ei să stea în spate, să nu arate nimic. Și nu știu dacă e corect că a apărut de două ori justiția. Nu cred că e corect. Posibil, dacă știți că s-a întâmplat o separare, că am văzut cărți care au semnalat acest lucru, posibil acest personaj își dorește un nou început, asul de spade, dar e conștient că pentru acest început trebuie să exprime emoții, trebuie să-și ceară scuze, ca să poată să aibă iar stabilitate cu voi. Acele momente sublime. Dar repet, interesant, pentru mine asul de spade nu leagă. Chiar dacă, da, se spune despre semnele de aer că sunt mai extravagante. Nu aici, nu asta e ideea. Pentru mine asul de spade dezleagă de energiile karmice. Nu degeaba avem o foarfecă și un cuțit lângă sfoară. Ca să se taie stringurile, atașamentele, fricile. Am spus, cineva putea să descopere alt fel de lucruri în acest cuplu. Da, cavalerul de bâte, probabil că și 6 de bâte, da. Doar să vă atingă, doar să fugă un moment, să fugă un pic cu voi, să fugă și să vă simțiți bine împreună. 3 de cupe. Da, bucurie, bucurie, dar mai sunt și alte, iau, 3 de cupe și aici. Clarificăm 8 de cupe. Energiile feminine cred că
Resping ideea conform acceptării regulilor acestui personaj. Chiar dacă asta înseamnă sau însemna cândva 10 de spade. Chiar dacă asta însemna sau înseamnă o însingurare. 8 de cupe. Ia uite, împărăteasa. De ce? Pentru că sunteți împărătese. Și împărăteasa. Ia uite, împăratul și împărăteasa. Împărăteasa nu joacă după regulile nimănui. Nici măcar ale împăratului. Nici măcar ale împăratului. Am vorbit de Kundalini? Ia uitați-l șarpele Kundalini în spate. Nu. Și de aia suferă. Conștientizează. Ia uite. Am vorbit de moarte? Da, 9 de cupe. Da, a fost. S-au simțit, v-ați simțit bine împreună, dar această situație trebuie să renască într-o altă formă. Eventual, moarte și renaștere. Că am vorbit de 13, aveam 13, da? Valetul de bâte. Poate că unul dintre voi și-a găsit pe altcineva. Poate. Și dacă acest personaj simte, suferă. Dar, pe de-o parte, vă adoră. Există un sentiment de, nu știu dacă sentiment, mai degrabă obsesie, dorința de a veni înspre voi, dar, iar, cu valetul de cupe invers, împăratule, te compoți ca un valet, îmi pare rău. Și împărăteasa nu acceptă decât regi, măcar regi. Probabil că sunteți flăcări gemene pentru unii dintre voi. Nu obligatoriu, repet, nu obligatoriu. Mesaje pentru numărul 1. Get to know each other. 44, doi oameni puternici. 4 și cu 4 înseamnă 8, iar casa 8-a. Da? Trebuie să vă cunoașteți și din punct de vedere sexual și din punct de vedere intim, dar nu doar. Sunteți doi oameni asumați. Chiar dacă împăratul a desconsiderat acest potențial. Cine a plecat împărăteasa, a plecat către personaje care sunt deschise emoțional și dispuse să creeze această stabilitate într-un mod creativ, nu autoritar. Chitul nu niciodată. Învățați să vă cunoașteți nevoile în dragoste, apropo. Învățați să vă cunoașteți nevoile. 15? Ia uite, o energie toxică. 15 numărul diavolului, dar o energie toxică. Dorința de a avea controlul. Practicați compasiune, împărăteasa practică compasiune, dar asta nu înseamnă că joacă după regulile nimănui. Împărăteasa trebuie să primească și nu doar o cupă, da? Nu doar o cupă, nu din spate. Nu vorbesc de poziții sexuale pentru că nu-mi permit să fac etalări de acest gen. Dar energia feminină, dacă la un moment dat a fost îmbătată de iluzii, aș spune, conștientă că e a treia în această poveste, s-a eliberat. S-a eliberat. Merge către abundență. Își păstrează sufletul deschis. Este vulnerabilă. Și nu vorbesc de a umbla exhibiționism, vorbesc de a fi vulnerabil, emoțional. Iar energia masculină a rămas încătușată în obsesii. Hm. 44 înseamnă 8. Se poate transforma situația dacă vă tratați de la egal la egal. Dacă este vulnerabil acest împărat. Dar cu cine să fie dacă nu cu împărăteasa? Hai, mai vreți un mesaj?
Hai, ca să fie 30 de minute, vin cu un mesaj pentru numărul 1. Aveți răbdare, trebuie să aveți răbdare. 17, trebuie să aveți răbdare să vindecați copilul interior, să vindecați niște traume. Se poate cu răbdare, cu speranță. Dacă vreți, îmbrățișați-vă emoțiile. Asta probabil pentru acest împărat ar fi sfatul. Dacă aveți răbdare să vă cunoașteți unul pe celălalt, puteți. Dar asta nu este un sfat, este doar un mesaj. Dacă vreți, aveți răbdare. Puteți, la un moment dat, cândva. Exprimați-vă dragostea prin cadouri. Probabil acest personaj, iar 13, iar miracole și binecuvântări. Cu alte cuvinte, s-ar putea renaște, dar cu mult efort din partea celui care nu a vrut, sau celei care nu a vrut să se deschidă, pentru că la acest împărat poate să fie și o energie feminină în masculinul său. Da, în principiu. Cam aceasta este etalarea pentru cei care ați ales numărul 1. Posibil că aceste eclipse vă afectează casa 8-a a unora dintre voi. Îi fac și pe ei să se gândească. Cu ulul există o energie mentală, aș spune, un pic mai bună decât înainte. Căutarea unor soluții. Dar rămâne de văzut. Întregând dorință și acțiune. Hai să vedem. Cei care ați ales trandafirul numărul 2. Da? Cei care ați ales trandafirul real, ia uitați-vă, ce frumos e, ce frumos e. Îl pun? Îl pun? Hai să-l pun așa. Așa. La voi au venit niște cărți deja. La voi au venit niște cărți. Așa, da, 9 de cupe invers. Oh, 9 de cupe invers. Există un sentiment de neîmplinire. Deși când v-ați întâlnit, ați simțit și unul și celălalt, eventual persoana, vorbim mai mult despre persoana cealaltă, da? Că sunteți tot ce și-au dorit, dar ceva s-a întâmplat, o separare, am zis 9 de cupe invers merge către 8 de cupe, o separare, o detașare, probabil că necesară. Necesară de ce? Ca să ce? Ca să descoperiți adevărata dragoste, regina de cupe. Posibil când vă veți reîntâlni, cineva visează, ia uite, multă pasiune, visează că vă veți întâlni, că veți fuziona unul cu celălalt, aș spune, da? Unul chiar visează că veți avea copii împreună, dar visează că veți colabora, că această pasiune este inspirantă, că puteți să creați împreună. Și dacă e o separare, este foarte, foarte necesară ca să se aprofundeze eventual niște sentimente. Cu 9 de cupe invers, probabil că unul dintre voi are tendința să petreacă mai mult, să bea mai mult. Unul dintre voi, nu toți. Sau nu amândoi, sau nu fi valabil pentru toată lumea. Ia uite, leul. Interesant. Apare leul. Ah, interesant ce simt. Leu semn de foc, apropo de pasiuni, de foc. Dar leu în acest set de cărți este a 13-a carte. Cu alte cuvinte, deși e leu, este regina de putere. Leu știm că este foarte mândru. Probabil că unul dintre voi, dintr-o familie mai specială, mai puternică, mai royală, educație mai specială, bani mai mulți, strălucire, onoruri. Dar asta îi face și un pic mai înfumurați. Și atunci acest lucru, da, uite, regele și regina de cupe, trebuie să înțeleagă că aici e vorba de dragoste. Rege, și voi, semne de apă, mult special, pești, drac, scorpion și aspecte în semnul leului, aspecte, pot să fie Marte pentru un bărbat sau Lilith sau Lilith în leu, super orgolioși. Marte în leu, foarte combativ, foarte sexy, dar o să fie și foarte mândri. Hai să vedem totuși ce altceva mai avem. Energia intimă dintre voi.
și o să mai amestec aceste cărți. Energia intimă dintre voi. Hai să vedem. Cum vă văd ei? Interesant. 5 de monede. Bursucul. Un pic timizi. Sunt neapărat timizi. Aveți un potențial, dar încă nemanifestat. Aveți talente nemanifestate. Ascundeți ceva ce și-ar dori să afle eventual. Încercați, poate că, interesant, poate că ascundeți, dorința de transformare sau de a ieși dintr-o situație foarte negativă, Pantera și Phoenix. V-ați închis emoțional unii dintre voi, deși străluciți, chiar așa închiși, chiar așa timizi, chiar așa în întuneric, eventual străluciți. Această pasiune, într-un anume fel, nu musai vă irită pe voi, irită mediul în care sunteți. Ori pe ei, ori mediul lor, ori mediul vostru, ori ambii. Deci această pasiune atrage lumea. În ce se ia, uitați cum se strânge lumea și comentează. Lumea comentează. Sunteți conștienți. Probabil că de-aia încercați să stați mai în umbră. Unul probabil că iese în evidență. Mai mult decât celălalt, că am văzut leul. Dar celălalt nu că nu poate, că apare, ia uite, calul și uliul, ambele doritoare de libertate. Posibil că în această poveste, cel care se simte aici, nu musai timid, reținut ar spune, cu niște talente încă nemanifestate, simte că e un pic o relație șocantă, ar spune. Energia lor, wow! Sau cum îi vedeți voi pe ei, dacă ei vă văd aici, voi vedeți pe ei octopus și steaua. Ia uite steaua. Posibil că strălucesc unii dintre ei, dar au și mulți dușmani. Din acest motiv, dacă conștientizați că strălucesc, apare steaua, posibil să fie personaj public, am văzut zodia leului într-o anumită formă, zodia ca și marcaj. Puteți să aveți planete, leu, ascendent, lună, Jupiter în leu, da? Venus, Marte, ce vreți voi. Cel care strălucește are și multe invidii în spate și responsabilități și invidii. Deci cum îi vedeți voi? Dacă ei vă văd așa, reținuți. Aveți talente pe care nu le arătați așa pe față cum face leul, da? Aici e ideea. Nu le arătați. Le arătați eventual în cercuri închise, aș spune. Cum ar fi? Dau un exemplu ca să înțelegeți. Cineva practică tarotul, da? Nu trebuie să știe toată lumea că voi practicați tarotul sau astrologia. Arătați acest lucru în cercuri închise, da? E un talent care stă sau se manifestă în obscur. Cum îi vedeți voi? Octopus. Puteți să schimbați pozițiile, că întotdeauna într-o etalare se poate inversa energia. Voi vedeți acaparanți, super inteligenți, creativi, apți sau capabili să facă multe. Poate îi vedeți că se mișcă, au un fel de a se mișca, poate dansează, poate fac multe lucruri, scriu, pictează, dansează, au multe activități creative, sunt foarte inteligenți, găsesc soluții și vă atrag, mă, al naibii, octopus. Octopus. Oct. Iar opt, iar casa opta scorpionului. E o chestiune de pământ și apă aveți aici. Posibil că cel care este aici, chiar dacă nu sunteți voi așa, e așa, vă văd în această perioadă, că stați mai în spate. Poate că aveți lucruri de făcut, lucruri practice.
că avem elementul pământ, lucruri practice de rezolvat și atunci stați mai în umbră, nu ieșiți în evidență, e dreptul vostru și eu vă înțeleg, e normal. Cel care aici își reține, sunt emoții tot în întuneric, emoții care tulbură, care se încurcă ei în emoțiile lor, aș spune. Devin obsedanți. Hai să vedem ce alte mesaje mai primim. Energia intimă dintre voi. Nu pot să citesc acum despre... Interesant. Asul de monede. 8 de bâte. Blocaje. Am văzut moarte. Moarte și renaștere. Blocaje. Sunt niște situații mai grele de trecut. Energia intimă dintre voi. În această perioadă. Magicianul, interesant, a venit un pic așa. Asul de bâte la capătul se vede. Da. Pasiunea este între voi. Dar unul își reține emoțiile, pentru că octopusul, cât ar fi de talentat, de creativ, de inteligent, nu arată. Are niște manifestări nocturne, aș spune. Poate că îi simțiți mai degrabă noaptea. Cealaltă carte, elementul pământ, care se reține. Interesant ce simt. Dacă ei vă văd pe voi reținuți, pentru că acestea sunt 5 de monede, poate că au aflat, poate că nu știu, că sunteți reținuți din cauza că ați fost abandonați. Și asta vă fac oarecum mai precauți. Deși multe talente, într-adevăr, zac în voi, ei le intuiesc, am zis, sunt foarte inteligenți. Intuiesc că aveți multe talente, multe potențiale. Și aici este octopus. Ar vrea să le descopere. Îi faceți curioși. Și încearcă să-și folosească, și voi știți, intuiți, să-și folosească inteligența emoțională, sexuală și nu doar. În așa fel încât să vă ajute să vă deschideți eventual. Ideea este că atracție maximă este. Elementul falic e prezent chiar, a fost și mai devreme, e și acum, e prezent. Da. Ideea este că se dorește manifestarea unui anume tip de stabilitate în această pasiune. Magician, manifestare, asul de monede înseamnă proiectarea în 3D, în plan terestru, a acestei pasiuni. Cu alte cuvinte, pasiunea aceasta, unul dintre voi știe că poate fi direcționată într-o direcție, direcționată într-o direcție, în fine, da, direcționată într-un mod creativ și constructiv. Puteți să construiți, să creați ceva împreună. Probabil că mă repet sub diferite forme, nuanțe. Poate că, am zis, ați fost părăsiți, dacă e așa, vă văd mai timiți, mai în umbră, poate că ați fost părăsiți și vreți să manifestați un anume tip de stabilitate, ceva nou. Și abia atunci vă veți putea deschide și veți putea construi, să zic, relația, pasiunea care este între voi, pentru că aveți nevoie de o bază. Nu mai vreți cai vers pe pereți, nu mai vreți obsesii sexuale, emoționale. Iar este distanță între voi,
cu 8 de bâte, care trebuie străbătută, trebuie comunicată și dorința de manifestare, și dorința de materializare, și dorința de stabilitate. Dar iar, interesant, apare magicianul sub, așa s-a nimerit, sub acest octopus, care e acaparant, e interesant, știe multe, face multe, arată, impresionează, super inteligent. Da, ce carte ar putea fi mai potrivit pentru octopus? Magician, într-adevăr. Iar o chestiune de manualitate, probabil că... Ce simțiți voi față de ei? Nu știu dacă ați fost împreună, dar dacă ați fost împreună, probabil că... Vi se par atingerile lor magice? Magice. Da, interesant. Atingeri magice. Posibil și comunicarea dintre voi poate să fie magică, dar pentru asta trebuie exprimat un anumit sens... care ar fi cuvântul? Un anumit grad de stabilitate sau... Asul de monede. Energia intimă dintre voi. Voi vreți ceva durabil. Și va trebui să se comunice acest lucru. Dom'le, eu vreau ceva serios. Nu vreau să mă joc. Magicianul poate să fie jucăuș, iluzionist. Nu vreau să mă joc. Energia emoțională, o simt atracție foarte puternică. Săgețile lui Cupidon sunt aici. Nu e una, sunt 8. Iar vorbim de zodia scorpionului, de vibrația scorpionului și avem 8 de ori într-o anumită formă. Dar scorpionul și această energie, nu neapărat scorpionul, cât că nu vorbesc de zodia scorpion, vorbesc de energie. Energia care este între voi e magică, într-adevăr, sexual, e obsedant. Dar cum să treceți de acest lucru dacă nu? Comunicând că vreți stabilitate. Pentru că ați fost părăsiți, părăsite. Și nu aveți nevoie de o altă joacă, de a dragostea, de a pasiunea, de a sexualitatea, de a impresia, de a iluzia, de a spectacolul, de a creativitatea. Nu, nu vreți ceva serios, aș spune. Și repet, se poate. Pentru că focul ăsta, această atracție, poate fi folosită într-un mod creativ. Și persoana cu care vorbiți știe, și știți și voi că, repet, aveți talente ascunse. Poate nu întâmplător am vorbit de tarot, poate vă interesează chestiuni de spiritualitate, de cine e aici, da? Astrologie, tarot, alte chestiuni, învățați cum să manifestați abundența. Și știți că și o relație sexuală poate să atragă abundență dacă are bazele corecte. Altfel rămâne doar o magie, da? Doar o șmecherie, doar o, nu șmecherie, poate nu e cuvântul potrivit, un spectacol obsedant, acaparant. Interesant, energia intimă dintre voi. Curățăm cărțile. Interesant, vedeți, aici apare nevăstuica și aici este bursucu. Nu știu dacă sunt în aceeași familie, dar știm că și nevăstuica stă ascunsă și iese la suprafață când consideră că este terenul sigur. Aveți nevoie să simțiți că e terenul sigur, că oamenii sunt serioși, ca să puteți și voi să vă exprimați talentele, valorile, potențialele alea pe care acest personaj le intuiește, le simte, se simte atras. Măi, știu că e ceva. Știu că e ceva, vreau să descoper. Oricum, între voi, în această perioadă, este magie. Este magie. Chiar dacă e distanță, aș spune că aceasta va fi străbătută într-o anumită formă, măcar printr-un anume tip de comunicare. Anume tip, iar variază anume tip de comunicare. Poate chiar și printr-o călătorie. Rămâne de văzut, variază de la om la om. Dar un anume tip de comunicare. Poate să fie și telepatic. Pentru că octopus și magicianul transmit telepatic. Clarificăm asul de monede pentru numărul 2. Ce de cărți au picat! Nu se poate așa ceva.
Foarte multe, nu pot. Prea multe, prea multe. Ia uite, magicianul s-a oprit la magician, da? Există un stres. Interesant, apare 9 de spade și magicianul. Ar spune că octopusul, voi vedeți așa cum sunt ei, acaparanți. Dar ar putea să fie și un stres mental. Uite, nevoia de a decide. Un stres mental a acestui personaj care probabil știe că e văzut într-un anume fel. Și vedem cum, dacă se confirmă acest mesaj. Personajul știe cum e văzut. Știe cum e văzut. Ia uite, diavolul, obsesie sexuală. Adictivă. Poate că, repet, unul dintre voi avea tendința de a se distra, de a se duce cu băieții, cu fetele, nu știu, sau măcar de a se distra. Dar a apărut separarea. Această separare, interesant, bruscă, foarte dureroasă, dar necesară, ca să vă dați seama că aveți nevoie de o nouă bază, o nouă construcție. Iau. 9 de cupe. Ia uite, iar au venit multe. Au venit mai multe la voi. Probabil se dorește comunicare. Este foarte necesară comunicare. Este central. Comunicarea între voi este necesară. Este urgentă. Este... Asul de monede. Au fost clarificat de 9 de cupe. 9 de cupe este speranța. Da, simțiți multe emoții. Simțiți, ați simțit de când v-ați văzut cu 6 de cupe. În primul și în primul rând ați simțit emoțiile și apoi atracția fizică. Dar faptul că s-a manifestat mai degrabă o imaturitate în această relație, această imaturitate, un valet totuși, a dus la această trădare. Poate, repet, pentru că apare sub această carte, sub voi, poate că voi ați fost trădați de-a lungul, cum am zis mai devreme, ați fost trădați, abandonați de-a lungul timpului de un fost, de foști, de prieteni din copilărie, de oameni care s-au simțit atrași de voi, ați fost abandonați. Și vreți acum ceva serios, ceva... Sperați, asta e 9 de cupe, speranța. Sperați că va fi ceva serios. Între voi, în momentul în care v-ați întâlnit, a fost o conexiune emoțională instantanee, o recunoaștere sufletească instantanee, dar și un magnetism pe care nu l-ați mai simțit cu oricine, pentru că valetul de bâte înseamnă originalitate. A fost ceva... Ia uite, soarele! Ia uite, soarele! Aici este. Pe să alegeți între independență și nu știu ce soare acum îl văd ca pe un cuplu. E un cal și un copil. Guvernați de pasiune, de acest înfășurați în acest steag roșu. Acum așa-l văd. Aici avem fecioară și semn de apă pe strac scorpion. Venus, mai degrabă, Venus în fecioară. Nu e musa e fecioară, Venus în fecioară. Oricine poate fi. Persoana asumată, independentă, responsabilă, emoțională, sentimentală, generoasă, din punct de vedere emoțional, dar cine aici trebuie să aleagă? Ah, interesant! Poate sunteți chiar voi aici. Trebuie să alegeți. Să străluciți, eventual. În acest cuplu aveți acest potențial, să alegeți să străluciți. Eventual, acești oameni vă așteaptă să străluciți, interesant. Împreună puteți să străluciți. Of de bute. Vorbesc de energie sexuală, dar interesant că apar mai mult. Da. O de bute.
Doi de spade, asul de bâte și 8 de monede. Am zis, puteți să construiți cu această pasiune, atracție. Zic pasiune, atracție sexuală, dar, dragii mei, atracția sexuală nu se manifestă doar în pat. Bine, sau pe lângă pat, sau pe covor, sau eu știu pe unde, prin mașină, pe unde mai vreți voi, da? Se poate manifesta creativ, prin proiecte. Da? Acum, trecând peste acest potențial, într-adevăr, energia sexuală care este între voi trebuie lucrată. Dacă unul dintre voi are tendința să fie mai spectaculos, este, atrage publicul, magicianul atrage oamenii, a zis, creează obsesii și știe că le creează. Celălalt este înfricoșat de abandon, pentru că a fost trădat, trădată. Amândoi ar trebui să lucrați această relație. Amândoi 8 de monede. Dar probabil că mai mult personajul care sclipește în public poate ar trebui să arate, nu neapărat să înțeleagă un pic frica celuilalt. Da, se poate schimba energia. Adică, iar personajul cuceritor, regina de bute, da? Cu magia. Magia care știe că atrage, știe că e frumos, interesant, frumoasă. Tot cărțile. Probabil că evenimente neașteptate se vor manifesta. Acest personaj are puterea să schimbe energia, situația. Nu știu cum. Magician. Interesant. Magician. Și repet, dacă cineva este mai cuceritor, ar putea să se implice practic ca să creeze. Ia uite, și judecata. Eu a fost o separare din cauza conflictelor, din cauza că 5 de bâte nu sunt doar conflicte, nu doar concurență. Sunt oameni care sunt atrași de persoana voastră dragă. Poate sunt atrași de voi, dar sunt oameni care intervin în relații. X-ul îi place de voi, lui Y îi place de ei și tot așa. Ia uite, conflicte, lucruri dezechilibrante. Separare cu 8 de cupe. Separare tocmai ca să treceți peste sentimentul de trădare, tocmai ca să învățați să alegeți, aveți două cărți care reprezintă alegeri, să alegeți. Vreți să renașteți? Gândiți-vă bine, judecați bine. Cum puteți? Cum? Prin implicare practică. Se poate manifesta această dragoste. Pentru că este divină. Se poate manifesta. Deci aveți de două ori asul de bâte. Dar repet, într-o altă formă. Hai să vedem. Deși am vorbit de energie intimă, am încercat și altceva. Ca să vedeți dacă vă potriviți, dacă nu vă potriviți, nu încep să vorbesc direct despre energia sexuală. Dar, sexual. Emoții copleșitoare. Emoții copleșitoare. Unul dintre voi obișnuiți să comunice mai mult, celălalt să simtă, cel de aici. Cel de aici, probabil cu marcaș puternic în semn de pământ, sau mai mult, în fine, sau mai rănit, da? E obișnuit să simtă. Și tocmai pentru că simte foarte mult, are nevoie de stabilitate. Nu mai poate să îndure încă o altă trădare. Energia intimă dintre voi. Ia uite. A venit steaua invers și la capătul setului de cărți, 6 de cupe și 10 de cupe. Eu cred că și unul și altul, dacă aveți posibilitatea să vedeți poze pe Facebook, pe internet, poze, filmulețe, să vă auziți, vă ascultați, vă dați timp. Aveți timpul vostru în care vă amintiți cum erați împreună, cum vă sărutați, cum vă îmbrățișați. Unul dintre voi și-a pierdut speranța, celălalt probabil că încearcă să mai spere un pic. Însă, aveți multe de vindecat. Steaua înseamnă vindecare.
Aveți multe de vindecat. Iar hai să vedem. Energia intimă dintre voi. Dată. Doi. De trei ori. Nu v-ați exprimat suficient, șapte de spade. Nu v-ați exprimat nevoile emoționale, fizice. Suficient. Poate că a fost la un moment dat ceva, nu știu, variază de la om la om, dar nu v-ați exprimat suficient. Nu v-ați exprimat și apare Marea Preoteasă, secrete. Și am vorbit de tarot, da? Interesant. Tot aici, interesant. Wow, ritualul. Apropo de judecată, pentru mine ritualul este un soi de judecată. Împreună puteți să renaște, să vă vindecați și Regina de Spade. Iar prin comunicare. Comunicare clară. Acest personaj trebuie să învețe să comunice. Iar se vede, Regina de Spade este un personaj rănit. De lipsa de comunicare a altora. Iar apare nevoia de comunicare. Energia intimă dintre voi. Probabil că dacă nu sunteți împreună, ori comunicați telepatic, ori comunicați online sau la telefon, pentru că este un screen aici, este o oglindă, da? Puteți, eventual. Puteți să manifestați un nou început, probabil prin comunicare online, eventual. Energia intimă dintre voi. Marea Preoteasă. Simțiți. Simțiți că e o poveste care urmează să fie scrisă, a rămas nescrisă, mai sunt capitole de descoperit în această relație. Dar aveți nevoie, interesant, aveți nevoie să fiți vulnerabil față în față și să exprimați, interesant. Aș spune că energia feminină trebuie să îl ajute pe el sau energia masculină să se exprime. Cu alte cuvinte, îi vindecă nu doar chakra a patra a inimii, cât și chakra. A cincea. Vishuddhi. Eu aș spune că, ia uite, și regele de cupe, am văzut mai devreme 0 și regele de cupe, 0, 1, ia, ops, vai. Nu știu ce separare a fost între voi, dar separarea asta a adus mai multă dragoste cu regina de cupe și regele de cupe. Poate că la un moment dat în viața unuia dintre voi sau în viețile ambilor au fost tentații cu diavolul. Dar dacă au fost de tentații, v-ați dezlegat de aceste tentații și unul și celălalt și sunteți pregătiți să manifestați dragoste. Sunteți pregătiți, dar trebuie comunicat ceea ce nu s-a văzut, ceea ce nu se vede. Ia dăm o carte pe Marea Preoteasă. Clarifică Marea Preoteasă. Acest personaj, dacă sunteți voi, aveți motive să nu arătați suferința prin care ați trecut, talentele, pentru, nu sunt pentru oricine, nu sunt pentru oricine. Eventual, dacă vor să vă cunoască, să fie vulnerabil, să fie deschiși, extraordinar. Ce ascunde? 9 de cupe. Și avem aici 9 de cupe. Asta ascunde. Asta ascundeți. Că sperați, că vă bucurați în preajma lor, că vreți să fiți vulnerabili. Dar lucrurile, ia uite, magicianul și cavalerul de monede. Dacă unul dintre voi are planete în fecioară sau în alte semne de pământ, se manifestă greu. Greu, dar să spunem sigur, se manifestă greu magicianul. Atracție mare, mare între voi. El vă vede ca pe ce?
ca pe o ființă foarte sexy, foarte, foarte hot. Dar sunt multe secrete în această poveste. Sunt multe secrete, poate să mai fie și o... Multe secrete. Însă se dorește interesant magicianul și cavalerul de monede. Se dorește asumarea. Vreți un nou început care să ducă înspre stabilitate. Ia uite, temperanța a zis că aveți nevoie de vindecat, acum a apărut în timp ce amestecam. Aveți nevoie de vindecat. Voi vă echilibrați emoțional, doamnelor, probabil. Interesant, e un trandafir, vedeți ce confirmare? Și ați ales trandafirul. Ce frumos! Și asul de cupe. Puteți, puteți să lucrați, uite, iar 8 de monede, iar trandafirul, e a doua oară. Trandafir, trandafir și voi, vedeți noi, oamenilor, dragii mei, ascultători, trandafir și voi și, deci ei trebuie să lucreze practic voi emoțional, că așa vă completați. Și trandafir. Curățăm cărțile. Apreciați acest moment. 33 să însemne ceva pentru voi. 33, 3 comunicare, 3 construcție, creativitate. Da, e o energie sexuală foarte îmbietoare, spuneți voi, ca energie feminină sexuală. Dar e un adevărat univers și se poate manifesta în această întâlnire între voi. Din întâlnirile dintre voi. Eu știu de câte ori v-ați întâlnit. 33 este număr maestru. Merge către 6, către dragoste, către echilibru. Colaborare, repet. Și 10. Protejați pe cei pe care iubiți și să iertați. Ia uite, onestitate. Cinstea este esențială. Măi, unul dintre voi nu a arătat. Ori a trăit niște relații cu cineva care... I-a mințit, a purtat măști și trebuie să ierte acea relație ca să se, vă puteți bucura voi doi, unul de celălalt. Ori între voi, până acum nu s-a exprimat ceva, au fost niște minciunele, măi, niște minciunele, nu degeaba apare. Iertare și cinstea este esențială. Și am văzut 7 de spade mai devreme, nu s-au exprimat niște lucruri. Cu alte cuvinte... Lipsa comunicării, da, apare central 8 de bâte. Comunicați ce simțiți, cum simțiți, că vă simțiți atrași. Și 8 înseamnă transformare și veți transforma relația. Uite, considerați fundația pusă. Iar fundație, iar element de pământ. Puteți să creați o casă, o afacere, o relație stabilă. O prietenie de durată. Dați-vă șansa la 5, dați-vă șansa la dragoste. Dacă vreți. Astea sunt mesajele, aceasta este energia intimă, intimă, dragoste, cum vreți voi să ziceți, v-am zis, nu pot să fac etalări prea descriptive din punct de vedere sexual. Nu știu dacă... Acum... Ce aș mai putea spune? Că îmbrățișările voastre sunt unice, că într-adevăr, în momentul în care vă îmbrățișați, nu mai există nicio altă frică, nici sentimentul de trădare, acele apar... Când nu sunteți împreună. Când nu sunteți împreună. Sper că v-a plăcut, dragii mei ascultători, cei care ați ales numărul 2. Am simțit nevoia, da, am simțit nevoia să clarific mai mult la voi. Nu știu de ce. Sper că v-a fost de folos. Și v-ați găsit poziția. Ați găsit unde sunteți, în ce postură sunteți. Cam atât pentru cei care ați ales trandafirașul. Pentru cei care ați ales acestia.
Scripești? Se vede că scripești. Ia. Se vede că scripește numărul 3. Fulfie ceva? Nu. Vine. Cei care ați ales numărul 3, parcă și aici veniți să niște cărți. Oh, da, wow, dar câte cărți au venit aici la voi. M-ați șocat, m-ați uimit, sau poate că vă șocați, vă uimiți unul pe celălalt, nu știu. Cei care ați ales numărul 3, ia uitați ce cărți au venit. Nebunie, 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 nebunie. În primul și în primul rând, da. Lumea îmi confirmă faptul că e o distanță între voi și trei de bute. E o distanță între voi. Poate sunt niște granițe, nu chiar că orașe. Posibil pentru unii să fie niște țări distanță între voi. Dar trecând peste acest lucru. Fost secrete. Luna, 9 de bute, Marea Preoteasă. Mistere, secrete, lucruri ascunse, legate eventual de o familie, de o căsătorie, de o afacere, de niște bani, da? Aceste lucruri trebuie vindecate. Știți? Poate că ați fost chiar într-un triunghi amoros sau mai mult sau mai puțin. Ideea este că lucrurile despre care am spus reprezintă un capitol. Se poate deschide un nou capitol în viața voastră. Dacă, interesant, vedeți, au venit două cărți, de două ori Regina de Cupe. În aceste de cărți am două cărți, Regina de Cupe și în dublu exemplar și Nebunul. A venit Regina de Cupe de două ori la voi. Aș spune că unul dintre voi avea o viziune tradițională despre femeie, poate chiar toxică. Și ea că a întâlnit femeia femeilor, femeia visurilor sale, împărăteasa și 10 de cupe. Față de care, evident, a făcut o adicție. Dacă până acum avea adicții față de dragoste, de sex, de lucruri mai puțin imorale, indecente, și credea că dragostea e o chestiune tradițională, sexul e mai important, în fine, acum, în această relație, unul dintre voi, interesant ce mai simt, simt că cel care sau cea care gândea că dragostea nu e atât de importantă cum este sexul sau desconsidera emoțiile, a avut în viața sa o mamă toxică. Iaca, dar acum întâlnește mama divină sau femeia divină. Femeia divină. Față în față cu femeia divină. Și începe să spere. Trei de bâte înseamnă speranță, chiar dacă e distanță, chiar dacă e departe acest ideal, pentru că e departe, soarele la e departe. În zare se văd oportunitățile, dar sunt în zare. Se poate vindeca de acele influențe negative feminine, eventual dinspre mamă, dinspre alte femei pe care a relaționat, se poate vindeca. Pentru că această dragoste este sublimă, aș spune. Și trebuie să vadă, interesant, vedeți? Lângă diavol, în spatele diavolului, este într-adevăr o regină de cupe. Dar are o etichetă pe ea. Trebuie să vadă că, de fapt, dragostea nu pune etichete. Interesant cum vine mesajul. Dragoste e dragoste. Fără etichete, fără șabloane, fără idei preconcepute, aș spune. Mesaje și mesaje și mesaje. Etalare de dragoste, oarecum, dar în această poveste trăiți o obsesie, o intoxicare, o infatuare. Așa se zice, infatuare. Unul probabil are marcaj pe Pluto, că ia uite. Ia uite, 10 de cupe, iar apare și împăratul în timp ce vorbeam eu și regele de spade, rațiune, între rațiune, dorința de control și
această speranță că puteți să fiți împreună pentru că sunteți, da, tot ce și-au dorit. Împăratul și împărăteasa. Împăratul și împărăteasa. Interesant, interesant, interesant. Cei care ați ales numărul 3. Cu 3 de bâte și regina de cupe, dacă într-adevăr povestea dintre voi a fost toxică, posibil unul dintre voi să spere la o altă dragoste sănătoasă cu altcineva. Nu știu dacă împreună sau cu altcineva. Ce simt ei? Ia. Ce simt ei față de voi? Puteți să inversați pozițiile. Dacă nu vă place poziția respectivă, nu vă forțați. Încă o dată. Ce simt ei față de voi? Foc, foc, foc. Dar iritant. Interesant. Este un soi de as. As de foc. Interesant. Și apare fiș. Peștișorul auriu a fugit. Opsa! Peștișorul auriu a fugit. A venit invers. Peștișorul auriu a fugit. Unu dintre voi nu a vrut să-și folosească potențialul. A stat prea în întuneric, prea speriat, în loc să-și deschidă sufletul cu patru de... cu acest ou de aur. Interesant ce simt. Simt că unul a ascuns niște bogății. Opsa, sper că nu. Bogăția cea mai mare este în sufletul nostru, dragii mei. Chiar dacă vorbim de dragoste, sau mai ales că vorbim de dragoste, nu doar despre sexualitate. Cum vă văd ei pe voi? Aveți un foc, aveți ceva. Apropo de sclipiciul ăsta, da? Aveți un foc, aveți o lumină care atrage. Atrage multă lume. Atrage și multe bârfe. Cercuri, cercuri de oameni în jurul vostru. Interesant, unii poate vorbiți în public? Nu știu, nu obligatoriu. Dar, am zis, unii mulți vă admiră, dar sunt și mulți care vă invidiază. Și acest potențial care e între voi creează multe discuții. Iritații. Luați o alifie. Nu vă gândiți la altceva. Nu la lubrifiant mă gândeam, cât la ceva care să calmeze iritația. 8 de spade. Sau cum îi vedeți voi pe ei? Opsa. Într-o energie negativă. Puteți să inversați. Oricum, niciunul, nici altul nu sunteți într-o energie prea optimistă, să zic. Voi vedeți că au un potențial imens de ieși în evidență, dar nu înving, se lasă influențați de energii negative. Voi, eventual, dacă știți că ieșiți în față cu acest foc creator, creativ, atrăgător, nu vă pasă că îi deranja și pe ceilalți. Pentru că știți că asta e, trebuie să străluciți. Cine vă admiră bine, cine vă bârfește, tot bine. Voi creați, interesant, că aici sunt furnicile care creează. Focul vostru creează, interesant. Ce interesant vine mesi. Aveți o misiune. Cei care vă știți aici, aveți o misiune colectivă. Și repet, pentru că trebuie. În această misiune colectivă vor fi și dușmani. Voi știți. Pe ei îi irită chestia. Aș spune, vedem ce alte mesaje. Cum îi vedeți pe ei? Vedeți că au această lume la picioare. În ce sens? Zace în ei un adevărat curcubeu încă neexprimat. Din ce motive e neexprimat? 8 de spade, interesant, a 8-a carte în semnele de aer. Din cauza că sunt într-un mental negativ, sunt în proiecții, cineva, am zis diavolul, interesant, poate chiar energie feminină, o energie feminină sau o energie mentală negativă, au proiecții mentale de care ar trebui să se elibereze. Altfel sunt foarte inteligenți, dar sunt în niște proiecții, iar apare inima. Asul de monede, dar și hiena. Ascund un potențial
pe care nici ei nu-l conștientizează. Dar există niște dușmani cu hiena în viața lor. Aș spune că sunt niște dușmani care le blochează acest potențial, această renaștere, ieșire din hibernare. Dar voi vedeți, vedeți acest... această șansă. Le vedeți culori. Ah, ce frumoasă melodie îmi vine. E o melodie... aduceți-mi aminte să o puneți-o voi... True Colors, Cyndi Lauper, da, True Colors. Da, voi vedeți că pot să creeze și ei ceva special. Pot să creeze ceva special. Interesant. Însă, pentru asta trebuie să transforme, ok, casa scorpionului, a morții, a renașterii, să transforme acel sistem de gândire, acele șabloane, acele... E o închisoare mentală în care ei stau. Își închipuie că nu sunt în stare de niște lucruri, că ei nu, că ei... Inclusiv, aceste lucruri se aplică în dragoste și în relațiile sexuale, că vorbim și de sexualitate, da? Își blochează sexualitatea în primele două chakre. Prin obsesii, prin adicții, prin distracții, regele de spade. Trebuie să învețe să-și găsească adevărul interesant. Ce-a făcut? Ce-a picat? Patru de monede invers a picat. Da. Cine nu se deschide emoțional și stă fixat pe bani sau pe tradiții sau, da, nu tradiții, sau netradiții, sau valori nepotrivite, trebuie să învețe să se deschide. Interesant, este tăcere. Eremitul, Zodia Fecioare, să vă spună ceva. Tăcere între voi. Întuneric. Dar în această tăcere este dragoste, Regina de Cupe. Și o ascunsă dorință de victorie, de cucerire. Aceste iubiri, să zic, nu degeaba aveți lumină înăuntru. Lumina este. Ca și aici, lumina e înăuntru. Trebuie să apese pe buton. Numărul 3. Nu vorbeam mult. Energia intimă, dragostea sexuală, ce este între voi? Hai să vedem. Zis. Sexualitatea voastră... ce mai simt ei față de voi? Cred că le este teamă că începeți o nouă relație. Și asta nu mai poate, îi irită. Le este teamă, pentru cop de spade este și o teamă. O teamă. Ar vrea să fiți doar ai lor. Interesant cum e. Ar vrea să fiți doar ai lor. Dar nu se poate, voi știți că trebuie să fiți în public. Ideea este, nu. Sunt a ta sau sunt al tău, dar ieși tu la lumină. Nu mai sta în întuneric. Interesant. Ia uite. Moartea invers și 7 de monede invers. Hai, aș pune așa. Faptul că nu s-a investit corect în această relație a dus la o separare, moarte, da? Dar faptul că a venit invers înseamnă că, repet, unul dintre voi nu vrea să renunțe la această relație, da? Da, au fost decepții, au fost opțiuni, poate a fost și o mamă care a influențat, poate a fost și o soție, au fost decepții. Dorința de a impresiona, comunicare sexy, pasiune, dar ceva nu a fost corect. Energia intimă dintre voi. Moarte. A venit invers. Ia uite. Turn extraordinar, separare. Separare. Extraordinar. Voi știți. Interesant că a venit sub voi. Voi știți că n-au investit corect, că nu s-au implicat, nu a fost 7 de monede, invers merge înspre 6 de monede, care e dezechilibrat, vrea echilibru, unul vrea echilibru, celălalt nu poate să-l ofere. Cu alte cuvinte, reciprocitatea nu s-a manifestat. Da, vreau să mă bucur de tine doar în întuneric, doar noaptea, doar când suntem noi doi. În rest,
Ce faci? Când ieșiți în public, ce iritați, ce nervi. Aș spune și un soi de gelozie. Dar, repet, apar decepții. Dorința, conștiința cuiva că are o anumită valoare deranjează, a deranjat, dar acest personaj, dacă e deranjat de acest lucru din cauza că are niște proiecții materne, feminine, negative, trebuie să și le rezolve. Turnul central, eveniment neașteptat, separare neașteptată, dar ce e foarte, foarte interesant este că apare magicianul, manifestorul pentru mine. Într-un mod neașteptat puteți să manifestați moarte. Într-un mod neașteptat, puteți să manifestați renaștere, cu magicianul este un 1. Da? De voi depinde. De voi, a interesant, de felul în care vorbiți și în care gândiți. Am zis, nu vorbește în public, celălalt încă nu. Pentru că e blocat într-un mental. Și mentalul ăsta atrage numai chestii negative. Inclusiv adicțiile despre care am spus mai devreme. Și are adicții și față de voi, eventual. Poate că amândoi vă creați adicții, dar, repet, unul dintre voi știe să lucreze cu ele, celălalt încă nu știe. Da, sunt obsesii. Căpătăm toți obsesii față de cineva, măcar din când în când. Dar, repet, unii știu să și le lucreze, alții nu știu. Dacă voi vreți, a fost o separare între voi, clar cu turnul, repet, necesară ca să puneți bazele corecte în această relație, această separare. Nu se dorește separare. Se dorește un nou început. Însă, în această separare, posibil că voi încercați să manifestați ceva nou. Să vă echilibrați financiar, să lucrați într-un anume public, să investiți în ceva și aveți de lucru. Asta e o problemă personală. Dar este și frica lor dacă cumva vă găsiți pe altcineva. Dacă cumva vă găsiți pe altcineva. Au venit două cărți, interesant. Energia intimă dintre voi. Cuvântarea este foarte importantă și felul în care gândiți. Oh, ce mai simțeam să zic aici? Tot două cărți. Ah, nu, mai multe. Nu, nu le pot pune pe astea. Sunt prea multe. Dar e speranță, da. Hai să le citesc pe fugă. Abandon. Da, în singurare. Ați fost abandonați din cauza responsabilităților, din cauza unor secrete, posibil mamă, soție, elemente feminine, posibil și adicții față de băutură, dar există o notă de speranță cu nouă de cupe. Totuși, există o notă de speranță. Hai să mai vedem. Încă. Dăm o carte. Dăm o carte. Energia intimă dintre cei doi la numărul 3. Ai, 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 ai. Deci turn, turn toată ziua. Cine trebuie să-și transforme mentalul trece prin șocuri, prin treziri. Interesant. Valetul de bâte pun primul și 10 de cupe și valetul de cupe invers. Dacă unul a fost căsătorit și a stat în acea căsătorie pentru un copil, probabil că trebuie să renunțe. Parcă văzusem ceva la un moment dat. Ia uite, decizii trebuie să aleagă. Am zis, pe scurt. Dacă, pentru că aici este căsătorie sau familie, e un blocaj acolo, e o reținere. Ideea este că, am vorbit, v-ați simțit foarte bine împreună. Dar e felul în care îi vedeți voi pe ei. V-ați simțit foarte bine împreună. Dar ei se simțeau bine, adică vroiau acest bine. Să fie ascuns, să fie în secret, să fie doar pentru voi, pentru ei. Și nu se poate. Dacă voi vă vedeți de drumul vostru magicianul și valetul de bâte, de un nou personaj, acest personaj suferă. 10 de cupe și 9 de cupe. Și valetul de cupe. Suferă că nu a exprimat emoțiile pe care trebuia să le exprime la timpul potrivit, speranțele, visurile. Valetul de cupe la capătul setului de cărți. Da, trebuie să-și facă curaj cu puterea. Acest personaj probabil că trebuie să-și facă curaj să exprime. Știe că trebuie să exprime emoții și atracție.
Știe că trebuie să fie puternic alături de voi, în preajma voastră. Știe. Ia uite. A pus prietenii, eventual, distracțiile mai presus. Unul dintre voi a pus prietenii distracțiile mai presus de această relație. În care primea ajutor necondiționat, primea transformare, vedeți? Primea transformare. Învăța să manifeste varianta sa cea mai înaltă, să manifeste potențialul său. Dar a preferat să stea cu prietenii. Se vede că a fost imatur emoțional și totuși nu-și dorește această separare. Începe cu moartea invers. Dacă separarea, turnul, da? Când cineva pică din turn, poate să moară, da? Sau nu? Dacă nu, știi că data viitoare trebuie să aibă grijă cum pășește pe scări, cum se ține de balustradă, cum eu știu ce, da? Adică, se manifestă o transformare. Aș spune că pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, situația dintre voi îi va pune sau îi va dorința de a fi cu voi și tristețea asta că nu sunteți împreună îi vor face să comunice magicianul și valetul de băte și alt valet. Chiar dacă e o comunicare mai puțin mai imatură emoțional, ar putea totuși să inițieze ceva, dacă vreți voi. Dacă vreți voi. Hai să clarific, dați-mi voie să și clarific, curăț cărțile. Destul de complicat, numărul 3 în general e mai complicat. E suferință. E și... cum să explic? Și suferință și un pic de supărare. Amândoi sunteți supărați unul pe celălalt. Amândoi sunteți supărați unul pe celălalt. Clarifică moartea invers. Iai! Iar vin câte două Care două? Că sunt trei. Ia extraordinar. Extraordinar. Regele de monede invers, eremitul invers, regele de spade invers. Și asul de spade. Și împărăteasa, măi. Am zis ca extra. Regele și regina de bâte. Nu, regele de bâte și împărăteasa. Pasiune nebună între voi. Atracție, magnetism foarte puternic. Însă, în acest context, energia feminină a știut să comunice adevărul. Energia feminină a știut să comunice adevărul. Însă, energia masculină a simțit atracția fizică, dar... ce cărți au venit! Ia uitați, am zis că nu a investit. Nu a investit pentru că a fost foarte... Nu știu, un personaj aici este un personaj care nu gândește corect. Avem semnul taurului, fecioarei, balanță, gemeni, vărsător. Dar în energiile sale negative. Fecioara care analizează în aceste de cărți nu analizează. Pentru că asta susține lipsa de logică și prin regele de spade. Regele de monede, în general, este generos, este senzual. Nu zic că nu fi fost senzual personajul, dar poate extrem de concentrat pe senzualitate, pe sexualitate, că am văzut 10 de... am văzut mai devreme diavolul, da? Poate să vie și Capricorn. Extrem de concentrat pe aspectul fizic, tactil. Și mai puțin pe ceea ce se poate crea. Pe stabilitate. Un personaj care nu...
Dar energia masculină nu a vrut să se implice, nu a vrut să manifeste adevărul, să exprime adevărul, să exprime dragoste, să exprime implicare. Cu alte cuvinte, cu eremitul invers și cu regele de spade, o lecuță cam mult. Imatur? Nu contează, apare rege, poate să fie și de 40 ceva de ani personajul, nu contează. Concentrat pe plăceri trupești, pe dorința de a face bani, eventual, nu contează cu... Ah, interesant, nu contează cum. Regele de spade este corect, regele de spade invers este incorrect, este nedrept, nu contează. Da? Cum face banii, nu contează cum se bucură de trup, de sex, de viață. Și probabil că regina de spade a spus regina de spade, probabil că a fost împărăteasa, s-a transformat în regina de spade. A spus ceva și a iritat. A deranjat. Pentru că voi aveți pasiune, dar o folosiți în multe feluri și într-un mod creativ și în manifestarea adevărului. Și voi, eventual, vă găsiți oricând o nouă victorie, oricând o nouă relație și asta deranjează. Și totuși, ar spune, da, trebuie să vorbească acest personaj ce simte, trebuie să spună. Dacă vrea să nu se încheie situația dintre voi, trebuie să spună corect, trebuie să fie corect, trebuie să aibă principii, trebuie să aibă dragoste, trebuie să fie generos, da, senzual și generos, pasional și generos. Se exprime toate secretele astea, toate fricile pe care le are. Wow, ce etalare! Vorbeam de dragoste, dar e și mult mai complex. În fine, asta e. Eremitul invers. Ia uite, și în timp ce vorbesc apare Marea Preoteasă, ascultați-vă intuiția doamnelor, sunt secrete care vor fi dezvăluite. Oricineva vrea să facă casă cu voi, ori are o casă și un copil deja. În fine, nu asta ar fi foarte important, pentru că este în nemanifestare, urmează să se manifeste la un moment dat, să aflați sau să... În fine, cât? Important este că acest personaj, asta este, trebuie să moară vechea energie toxică, neimplicată, care nu investește, care vrea doar, eu știu, bani, sex, distracții, care nu-și construiește o poziție profesională, care nu analizează suficient, care... Regele de spade, ce interesant! Regele de spade invers devine poate prea emoționat sau prea interesat de bani. Interesat de bani. Că nu gândește, nu decide, nu alege corect. Acest personaj nu știe să aleagă în folosul său. Dar faptul că a venit moartea invers ar spune că sper că acest șoc, această separare, poate, repet, să aducă instantaneu un nou început dacă învață acest personaj să manifeste adevărul astfel de spade, să renască, aici vreau să ajung, moarte și renaștere, să renască, dacă vrea. Și nu știu de ce vorbesc la voi așa, de probabil că asta deranjează, probabil că și voi ați spus niște lucruri și ați deranjat, ați trezit. Clarificăm turnul, te rog frumos. Ia uite. Turnul a fost clarificat de asul de spade și regele de bâte. Da, acest personaj își dorește în secret un nou început, asul de monede. Își dorește împăcarea. Ia uite, turnul, iar. Separare. Separare, repet, poate că s-a băgat un fost, o fostă între voi, posibil, dar această separare aduce dorința de împăcare. Va aduce mai devreme sau mai târziu, în această perioadă, aș spune că aduce această dorință de exprimare a adevărului, acestei atracții. Și, mai regele de bâte e atractiv, e foarte focos, da? Magnetic. Știe că este, dar e asumat, e rege.
Regele de bâte invers nu e asumat, cum e regele de monede invers, nu e asumat. Dar un rege în poziție normală este loial, este fidel. Ce interesant este că șopârlița asta, a meditat un pic la șopârliță, are capacitatea de a se transforma și dă bine cu acest final cu potențial de renaștere, dacă vrea. Eventual, dacă voi v-ați separat și începeți ceva cu un personaj în public, probabil că îi va deranja la maxim. Pentru că au de-a face cu o împărăteasă. Interesant. Dacă ei vin acum cu o ofertă imatură, valetul de cupe, o să o refuzați. Trebuie să se lupte. Cinci de bâte, trebuie să se lupte, trebuie să muncească. Ca această relație să nu rămână doar un vis, ci să fie o relație de lungă durată, stabilă. Sunteți tot ce și-au dorit, da? Poate că și ei au fost la un moment dat tot ce v-ați dorit, dar v-ați dat seama că mai au multe de învățat. Interesant. Cu alte cuvinte, dacă vă oferă doar o aventură cu valetul de bâte, o să refuzați. Ei sunt conștienți. Sunt conștienți că o să refuzați doar o aventură. Voi aveți nevoie să manifestați o relație în adevăr și, evident, atracție sexuală, pasiune, ce-o mai fi. Ia, temperanța. Vindecare. Ia, ce, 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 ce? Și regina de cupe. Mai, voi vindecați, doamnelor. Sunt multe, ia uite, multe secrete. Poate că e o relație secretă pe aici, prin preajma voastră, a lor, nu știu, a lor. Dar, ia uite, regele de cupe și asul de monede și regina de cupe. Dragoste este. Multă. Dar n-a trăit asemenea om așa ceva. De-aia apare 10 de cupe invers. N-a trăit așa ceva. Nu știe. A fost concentrat pe dorințe trupești. Wow, și 10 de bâte v-a luat pe sus. Probabil că, da, după o perioadă de tăcere, probabil că veți comunica, ori comunicați prin melodie, ascultați melodii și unul și altul și simțiți că vă transmiteți mesaje telepatic. Însă, ia uite, 9 de monede. Acest personaj, doamnelor, vă adoră. Dar nu doar că vă adoră, probabil că v-a luat pe sus în momentul în care vă veți întâlni. Este o atracție fizică atât de nestăpânită. El este absolut nestăpânit. Nu pot să exprim la modul public, elegant, ce se întâmplă în corpul acestui bărbat în momentul în care vă vede. Dar aici este ideea că nu este doar atracție fizică, acest personaj trebuie să înțeleagă potențialul. Pentru că nu este doar roșu și portocaliu și galben și verde și multe alte lucruri se pot genera, se pot manifesta împreună cu voi și în această poveste. Aș spune că a făcut un cult pentru voi. Poate unele aveți părul mai creț sau nu neapărat, dar pieptul vostru, probabil că se simt foarte atrași de pieptul vostru, dar nu doar că arată bine, cât e chestiunea aceea maternă, toxică, de care se pot vindeca în preajma voastră. Pentru că voi le oferiți compasiune, empatie, nu doar pasiune. Da, repet, faceți față provocărilor trupești, dar nu e doar o rezistență fizică, cât și nu știu, o duioșie aș spune din partea voastră. Și o conștiință a faptului că voi puteți hrăni, doar voi.
Clarificăm temperanța. Din ce motiv apare temperanța? Pentru că, repet, turnul ăsta, separarea asta pe care ați produs-o sau viața sau pur și în general turnul vine când au fost semnale și din partea voastră și în viața voastră și în viața lor că ceva trebuie regândit și nu ați luat în considerare semnalele. Și divinitatea vă pune într-o situație neașteptată în care vă separă. De ce? Ca să manifestați ce e corect. Asul de spade, adevărul. Adevărul este că e dragoste și pasiune. Și gelozie. Dacă voi vă găsiți dragostea lângă altcineva, acest personaj nu mai poate. Face crize. Face crize de gelozie, aș spune. Dar în fine, temperanța. Ia uite, temperanța pe exact această lipsă de asumare. Ia, extraordinar. Eremitul. Iar apare zodia Fecioară într-o anumită formă. Aș spune că acest personaj stă acum și se gândește în momentele sale cum era când erați împreună, cât de echilibrat se simțea. Simțea potențialul, nu întunericul din preajma sa. Acum s-a retras în cușca sa, e destul de singuratic. Sau s-a însingurat. Poate și voi v-ați însingurat. Dar am senzația, își face foarte mari griji că voi vă puteți găsi pe altcineva. Pentru că știu că ați suferit, pentru că au fost manipulatori. Da? Magicianul și Luna v-au văzut ca pe o atracție simplă, atracție sexuală, dar voi ați suferit, doamnelor, ați suferit foarte mult. Și cu faetonul vă reorientați. Oricând vă puteți reorienta, oricând. Nu uitam că 16, numărul turnului, se reduce la 7. Da? Dacă lucrurile se dărâmă, unul dintre voi va ști direcția către vindecare, către stea, către destinul său. Celălalt rămâne să mai caute. Interesant. Regina de cupe. Regina de cupe. Ia uite. Ritualul și regele de spade. Iar 8 de spade. Mai... Wow. Am simțit că există o altă persoană în viața acestui personaj. A unuia dintre voi. În viața unuia dintre voi e un alt personaj. Și din cauza acestei... Ritualul? Oh, o mamă toxică. Asta poate să fie o mamă sau o soție toxică. Care probabil practică niște ritualuri nesănătoase. Dar, trecând peste asta, dacă practică... Nu, practica toată lumea. Ideea este că voi împreună, prezența voastră, chiar și la o simplă discuție, e ca un ritual de vindecare, de dragoste. Interesant, ritualul a părut, cred că și la numărul 2. Am senzația că unul dintre voi s-a reținut. Unul dintre voi s-a reținut în momentul în care erați împreună, tocmai din cauza că erați conștient sau conștiente de această energie toxică, diavolul. Obsesii, adicții, chestii. Unul dintre voi s-a abținut. Vedeți? Vedeți imaginea? Nu prea am voie să pun așa aproape, da? 10 de gâte. Unul dintre voi s-a abținut foarte mult în această relație. Tocmai pentru că a conștientizat, iată, 10 de gâte. Energia toxică dintre voi. Ori e dragoste și adevăr, ori nu e nimic. Că tot vorbim de energia scorpionului, că suntem în noiembrie, aproape octombrie-noiembrie, da? În zodia scorpionului, energia acestei perioade. Ori tot, ori nimic. Cavalerul de cupe. Ce-și dorește? Nu mai pot eu să exprim ce-și dorește? E super gelos acest personaj. Super gelos. Ar vrea să rupă hainele de pe voi, uitați. Lănțicul, hainele, toate.
Nu, încă nu știe cum să vă abordeze, se abține, se reține, păi cum? S-a abținut și din cauza că e o altă persoană? Sau, dacă știți că în viața voastră nu e nimeni, nu știu, e ceva. E o altă influență, a treia influență. Energia intimă dintre voi. Ce să zic? Arzătoare, cu 10 de gute, arzătoare. Am zis-o că n-aveți nevoie de lubrifiant cu atâta apă. A venit interesant, a venit 15, numărul diavolului, dar a venit invers. Aici este, în primul și în primul rând, acest personaj trebuie să învețe să se vindece, să se ierte pe sine. Să se înțeleagă. Și nu doar pe el, pe ea, cât și influențele, să înțeleagă că e influențat negativ de cineva. 13, interesant, moarte și renaștere, miracole și binecuvântări. Ia uite, și fiți de ajutor. Cine știe că e mai evoluat în această poveste, poate să fie de ajutor. Poate să fie de ajutor. Regina de cupe am văzut. Împărăteasa. Miracole și binecuvântări. Primiți totuși ca pe o binecuvântare. Asta trebuie să înțeleagă acest personaj. Că faptul că s-a atins de voi este o binecuvântare. Voi a știut că atingându-vă de ei este o binecuvântare, este un miracol. Ați tratat ca atare acest potențial. Ei nu. Chiar dacă, interesant, și pe voi va afecta, și pe voi va irita, pentru că ei au venit cu o energie negativă. Dar fiți de ajutor.